Societatea Apa Regio anunță că a finalizat un nou proiect pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județ. Este vorba despre contractul de lucrări la sursele de apă și stația de tratare a apei Bombești-Jiu. Contractul a fost atribuit unei asocieri de firme în luna martie 2021. Acesta are o valoare de recepție la terminare de 3.554.000 de lei, iar acum timp de 12 luni investiția se află în perioada de notificare a defectelor. Lucrările au prevăzut mai multe investiții de reabilitare și modernizare la sursele și stația de tratare a apei potabile Bumbeștijiu, cele mai notabile fiind la treapta de coagulare, decantoare, orizontale, filtre rapide cu nisip, Acestea au vizat lucrări electrice și de automatizare și sistem SCADA, cămin de racordare la conducta forțată, cămin de debimetru pentru apa brută montat pe conductă DN350, trei decantoare orizontale longitudinale, o stație de clorinare cu clor gazos, un rezervor cu volumul de 360 de metri cubi, stație de reactiv pentru prepararea și dozarea coagulantului sulfat de aluminiu, bazin cu trei compartimente pentru dizolvarea sulfatului de aluminiu, clădire administrativă executată în faza 1 și drum de acces, stație de filtre rapide. Până la finalul anului 2023 se vor încheia și lucrările la stația de tratare Târgu Jiu și stația de epurare Târgu Jiu, lucrări demarate prin post-mediu în anul 2008 și faza în poim. Până la finalul anului 2023 se vor încheia și lucrările la stația de tratare Târgu Jiu și stația de epurare Târgu Jiu, spun reprezentanții societății Aparegio.